Primăria Suceava finanțează cu 350.000 de lei cea de-a treia ediție a zilelor Teatrului Matei Vișniec. Vor fi prezente 24 de instituții teatrale de stat și independente din România, Franța și Republica Moldova, cu 32 de spectacole în 58 de reprezentații, pe care le vor susține în 14 locații. Evenimentul va avea loc între 17 și 30 mai și va cuprinde spectacole de teatru, conferințe, dezbateri, piese de teatru pentru copii, concerte de jazz, tango și muzică electronică, precum și recitaluri de poezie, spectacole de lumini și ateliere specifice artei actorului. Așteptăm pe ce vin la teatru, să știi că în perioada 16-30 mai sunt zilele de teatru Matei Vișniec. Primăria municipiului Suceava a acordat suma de 350.000 de lei pentru organizarea acestui festival. Sigur că este un festival care face onoare orașului. Mulțumim încă o dată maestru Matei Vișniec, care aduce atâtea personalități, atâtea teatre importante aici la Suceava, și ne bucurăm de acest lucru, că putem face și noi în timp poate chiar un festival internațional de teatru aici la Suceava. Eu sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă la teatru și sigur că aveți dumneavoastră agenda. Două săptămâni sunt fel de fel de evenimente. La o parte dintre ele, sigur, în măsura în care vremea o să-mi permită, voi participa și eu. Vor fi prezente 24 de instituții teatrale de stat și independente din România, Franța și Republica Moldova, cu 32 de spectacole în 58 de reprezentații pe care le vor susține în 14 locuri.